Scumpirile din ultima perioadă au ajuns și la dulciuri. Produsele celui mai mare producător de bomboane din țară s-au scumpit din 1 octombrie cu aproape 20%. Reprezentanții fabricii susțin că au ridicat prețurile din cauza majorării costurilor la materia primă importată. Unii comercianți ne-au spus că cel mai mult au crescut prețurile bomboanelor autohtone. Cu cât a crescut prețul? 20-30%. La kilogram. Și ce zic cumpărătorii? Văd că nu-i nimeni care scumpire. Se uit și pleacă. Se revolt toți, da? Ce putem face noi? Cumpărătorii, amu, nu pot spui că se cumpără câte 200 de grame. Dacă cumpără câte 3 bombani, câte 100 de grame. Vestea i-a nemulțumit pe oameni care spun că din cauza prețurilor ridicate își vor bucura mai rar copiii și nepoții cu surprize dulci. Mai rar o sudăm la nepoței, asta noi nu mâncăm, la nepoței luăm să-i bucurăm, nu noi. Vrei, nu vrei, trebuie să cumperi la copii, că ei sunt mici, ei nu înțeleg, s-o scumpiți. Și tot scumpiești numai bomboanele, dar noi pensionerii. Și ce să faceți, cumpărați mai rar bomboane? Clar că mai rar. Alte ieșiri nu-i, nu avem, nu ajunge pensia. În ultima perioadă, mai mulți producători din sudul, dar și nordul țării au scumpit produsele de panificație. Unul dintre cele mai mari combinate din Bălți a afișat prețuri mai mari cu 20 de bani pentru două tipuri de produse.